Pentru cei ce nu știu cine este Vișinescu sau ce face acesta, Vișinescu este un torționar, un fost paznic la penitenciar, care era un torționar, tortura oamenii efectiv. El încă trăiește în ziua de astăzi și este imitat foarte bine în emisiunea În puii mei de pe Antena 1, imitat de către un actor, Mihai Bendeac, pe care eu îl apreciez foarte mult, este actorul meu preferat, e un tip foarte ok. Puteți scrie și voi pe net Vișinescu În puii mei să vedeți de ce fac eu treaba asta. Mulți dintre voi și mulți colegi, prieteni mi-au spus că îl imit foarte bine, așa că vreau întotdeauna să împart cu voi ceea ce știu eu să fac și ceea ce vă bine dispune și pe voi, dar și pe mine. Hai să trecem la episod. Salutare prieteni și bine v-am găsit la un nou episod alături de tatăl vostru, Vișinescu. Bine, hai să vedem ce facem astăzi. După cum puteți vedea și în titlu, o să ne întoarcem la una dintre închisorile unde eu am domnit, unde eu am fost Dumnezeul lor, mai bine de 25 de ani. Închisoarea din Los Santos. Ulterior, acum renovată. Înainte se numea închisoarea Sângelui de Aur, pentru un singur motiv. Acolo sângele curgea cum curgea aurul în fabricație și tot la fel de scump era. Astăzi vom vorbi puțin despre ceea ce s-a întâmplat în închisoare în urmă cu peste 22 de ani, când eu, Vișinescu, am fost acolo. Haideți, dragii mei, să mergem aici, alături de mine. Fiți pregătiți pentru ceea ce va urma. Zic să intrăm în închisoare. Această închisoare, după cum v-am spus, era numită închisoarea Sângelui de Aur. Haideți să începem povestea. Sper să vă placă. Ce e asta? Open Gate. Vișinescu nu stă la niciun gate. Vișinescu intră unde vrea și când vrea. Ok, să începe. În urmă cu mult timp, când eu eram torționar și umblam coridoarele acestor celule, băieți, hai să ascultăm poezia, nu mai vă rog frumos, stați calmi. Și urmăriți-mă. Când eu eram torturat în această închisoare, după cum v-am spus, ulterior renovată, unde ținut pe nume Apophis, cunoscut ca un criminal în serie care omorâse peste 16 victime, cărora le bea sângele, fiind un criminal sadic, era închis aici. Celula lui era chiar aceasta. Bineînțeles, pe vremea aceea, nu exista această închisoare. Era o închisoare mult mai minimalizată. Să trecem mai departe. Gardienii de-abia puteau să-i țină față, însă unul era mai sadic decât el. Așa eram eu. De multe ori îl vedeam pe Avovis în celulă, cum își rupea singur oasele de la mâini sau degetele de la picioare, în semn de dispreț al regimului la care era supus. Filmez acum adeptul meu, o să împărtășesc cu tine mai târziu cunoștințele. Ok. Într-o noapte întunecată, plină de zgomote ciudate, pe când lumina pe care o vedeți acum nu exista în celulă, era întuneric, întuneric de plin, unde nu mai era nimeni și nimic. O noapte plină de zgomote ciudate, în care am hotărât să închei viața lui Apophis. Mulți vă întrebați de ce am hotărât să închei viața lui Apophis. Deoarece setea mea de sânge era mult mai mare decât a oricărui altcineva.
Ok, să vă explic cum s-a întâmplat. L-am dus pe acesta în camera de tortură, care se afla chiar aici. Acum vedem că este camera gardienilor, însă aceasta era camera de tortură. 1, 2, 1, 2, Vișinescu's after you. M-am dus în cameră și am știut ce-am făcut mai bine. Până acesta mă implora să-l omor, ca să nu se mai chinuie cu torturile la care era supus de către torționarul Vișinescu. După o moarte lentă și plină de chinuri groaznice, am aruncat cadavrul în partea aceasta, chiar aici, în acest perete unde era o mică cămăruță, unde erau ținute toate cadavrele, pline de sânge și ulterior putrefiate, în stare de putrefacție. Ulterior, această parte a fost pavată cu beton, după ce închisoarea a fost renovată și desfințată și a fost o închisoare cu condiții mult mai bune, închisoarea torționară, cu regim torționar, a fost destrămată. Acum foarte multă vreme. Odată cu destrămarea torționalismului, această parte a fost pavată cu beton, deoarece se credea că spiritele celor morți vor ieși de acolo. La 15 ani după incident, Afofis încă își căuta celula în care acum bântuie spiritele lui și spiritele celorlalți oameni și jucătorii serverului. Poate de multe ori când sunteți aici, în celulă ca jucător, auziți de multe ori acest tip de zgomot. Acesta este zgomotul spiritelor care vor să iasă din camerele de tortură, precum și Afofis care umbră aceste coridoare, neîncetat în căutarea celulii în care a stat și în căutarea mea, celui care l-a omorât și a făcut viața un calvar în această celulă și care l-a torturat timp de o zi și o noapte, fără milă și fără încetare. Așa că eu vă dau un sfat din partea lui Vișinescu. Aveți grijă de voi atunci când stăți în jail. Aveți grijă de voi atunci când mergeți pe coridorul jailului. Pentru că oricând puteți da nas în nas cu Apophis, criminalul care și acum vă caută sângele. Și pe mine, bineînțeles. Până atunci, eu voi sta fix aici, în căutarea sufletului lui Apophis, pentru a-l trimite drept în iad, pentru a nu se mai întoarce după nimeni. Salutare, prieteni! Vreau să vă spun faptul că vă mulțumesc pentru toată susținerea de până acum. V-am promis că fac un videoclip cu Vișinescu. Dacă videoclipul de acum 3 dăți parcă strânge 50 de like-uri, și-a strâns 120, ceva peste 120, ceea ce pentru mine nu poate decât să însemne un lucru bun. Eu vă mulțumesc că m-ați urmărit astăzi. Dacă vreți episoade cu Vișinescu în continuare și nu numai, dacă vreți episoade normale fără Vișinescu, episoade în care ne distrăm și facem noi exact ce știm mai bine, nu există să zăpăciți acel buton de like. Dacă strângem 50 de like-uri la acest episod, voi posta următorul episod, care va fi unul mult mai special. Eu vă mulțumesc mult pentru toată susținerea acordată, vă mulțumesc mult pentru că vă uitați la mine, apreciez enorm, și zăpăciți acel buton de like, pentru că mă motivează enorm acel buton de like pe care voi îl apăsați. Așa că chiar acum vreau să vă opriți să dați un like acestui episod pentru a posta mai departe. Ok, am lămurit treaba asta, sper că v-a plăcut episodul. Pe mine mă doare gâtul și capul pentru că e greu să faci vocea aia timp de 7 minute cât am filmat. E greu și enervant, însă pentru voi o fac. Băi, la HQSFS, hai să o stabilim, să mai stabilim ceva. Mulți dintre voi mă întrebați de moduri. Modurile le aveți în episodul Swifties Mod Pack, Mod Pack V1, V1.
un episod de pe canalul meu, puteți să căutați. Modul de color, în mod l-am dat în într-un comentariu în episodul trecut. Sau puteți scrie și voi pe internet, color mod download, și aveți voi acolo un color mod pe care vi-l alegeți după placul vostru. Și așa mai departe. Noi suntem în continuare în SFSI, așteptăm rank 30 după rank 6 și așa mai departe. Vă mulțumesc încă o dată pentru susținere și pentru vizionare și haideți să zăpăcim acel buton de like, să strângem peste 50 de like-uri. Vă mulțumesc foarte mult, v-am pupat și ca de obicei, stay close!